nimica șocant petrecut astăzi în urmă cu câteva ore în piața Ares din Deva. Un bărbat în vârstă de 29 de ani a încercat să smulgă din brațele unei femei copilul acesteia în vârstă de 2 ani și jumătate, aparent fără un motiv anume. Minorul nu a fost rănit, iar până la sosirea polițiștilor, atacatorul a fost reținut de către trecători. Anchetatorii spun că cel mai probabil bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Bărbatul a declarat oamenilor legii că i s-a părut că micuțul ar fi copilul său și de aceea a recurs la acest gest. Tânărul urmează a fi internat la spitalul de psihiatrie ZAM. Polițiștii biroului de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Deva s-au deplasat la locul faptei, l-au imobilizat pe tânăr și l-au condus la unitate medicală în vederea unei evaluări psihiatrice de specialitate. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de loviri sau alte violențe și continuă cercetările pentru a se stabili cu exactitate toate circumstanțele comiterii acestei fapte și a se dispune măsurile care se impun.